cu această vecernie specială începe Sfântul și Marele Post. În duminicile trecute, genericul sub care se desfășurau catehezele noastre era acesta: Iisus, lumina lumii. Ei, Iisus, lumina lumii, vine și ne învață cum să postim. Ați auzit dimineață, la Sfânta Liturghie, îndemnurile pe care ni le dă nouă Domnul Iisus Hristos. Tu când postești, unge capul tău și fața ta o spală, ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci Tatălui tău care este în ascuns și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti ție. Postul nostru trebuie să fie un post integral. Postim de bucate, dar trebuie să postim și de răutate, pentru că postul de bucate fără postul de răutate n-are nici o valoare. Una dintre cântările pe care le-ați auzit chiar în seara aceasta la vecernie e atât de grăitoare referitor la faptul că postul trebuie să fie integral, post de bucate și post de răutate. Zice cântarea: vremea postului să o începem cu bucurie, supunându-ne pe noi nevoințelor celor duhovnice. Să ne lămurim sufletul și să ne curățim trupul. Să postim precum de bucate, așa și de toată răutatea, desfătându-ne cu virtuțile Duhului, întru care petrecând cu dragoste, să ne învrednicim cu toții a vedea prea cinstită patima lui Hristos Dumnezeu și Sfintele Paști duhovnicește, bucurându-ne. Acesta e postul integral, și trupesc, și sufletesc. Noi trăim într-o lume ce se secularizează, lume în care se pune tot mai puțin preț pe post și pe rugăciune. Acum, când vor să fie sugestivi Sfinții Părinți referitor la post și la rugăciune, ne dau următorul exemplu. Nu ține argumentul unora care zic că ei se roagă, dar nu postesc. Găsesc și argumente să nu postească. Și zic părinții așa: pasărea se înalță înspre slăvile cerului cu două aripioare. Oricât de bun ar fi o arpioară, dacă cealaltă e frântă, nu se poate ridica de la pământ. Așa și noi, dacă vrem să ne ridicăm către Dumnezeu, către cer, nu-i suficientă numai rugăciunea. E nevoie și de post. Noi suntem suflet și trup, avem nevoie și de post și de rugăciune. Știți că este o carte duhovnicească numită Proloage. Sunt istorisite acolo pe scurt viețile sfinților și în fiecare zi e dată câte o meditație religioasă. Una dintre ele, care răspunde foarte bine la această dilemă, se poate numai sufletul să se roage și trupul să nu postească? Nu se poate. Și povestirea e următoarea, că un cetățean bogat avea o vie și se gândea el cum să facă
ce pasnic să pună ca să nu îi se prăpădească strugurii. Și a venit această idee, voi pune doi pasnici. Un olog, adică un paralizat și un orb. Paralizatul, când va vedea venind hoții, va striga că are ochi buni. Iar orbul va lua bâta și va lovi în ei. Paralizatul nu va putea fura struguri, că nu se poate mișca. Orbul nu va putea fura struguri, pentru că nu-i vede. E ce șmecherie le-a sugerat diavolul? I-a zis orbul ologului, te voi lua în spate și vom merge în vie, tu vezi strugurii, eu nu-i văd, dar tu îi vezi și vom lua din strugurii stăpânului atâția cât ne vor trebui. Sufletul este cel ce vede, trupul este cel ce nu vede, dar îl duce sufletul și îi sugerează păcate, așa că postul trebuie să fie integral. Cei doi au furat struguri, dar i-a prins stăpânul și le-a zis, ați crezut că mă puteți șmecheri? Pentru că cel orb zicea, Doamne, eu nu văd strugurii, cum să fi furat eu? Iar orogul, Doamne, eu nu pot să mă mișc, cum să-i fi furat? Amândoi v-ați însoțit, amândoi veți fi pedepsiți, suflet și trup. Așa că, în postul mare, postim de bucate, dar trebuie să postim și de răutate. Acum vă mai aduc aminte încă o cântare, tot de astăzi, care și ea e sugestivă. Pentru că astăzi este duminica în care ne amintim de izgonirea lui Adam din rai. Adam și cu toți urmașii lui, ca să poată reintra în rai, trebuie să facă pocăință serioasă în fața lui Dumnezeu. De aceea, ziua de Paști are o icoană foarte frumoasă în care îl vedem pe Domnul Iisus Hristos cu o mână ridicându-l pe Adam din iad și cu cealaltă mână pe Eva. Adică în ziua de Paști intră din nou strămoșii noștri în rai. Sugestive sunt cele două duminici, cea de astăzi și Duminica Paștilor. Pocăința sinceră, serioasă, ne poate ajuta să reintrăm în rai. Și cântarea zice așa, Adam din rai a fost izgonit cu mâncarea împărtășindu-se ca un neascultător. Moise, văzător de Dumnezeu s-a făcut cu postul curățindu-și ochii sufletului. Pentru aceasta, cei ce dorim să fim locuitorii raiului, să ne lepădăm de hrana cea nefolositoare și dorim să vedem pe Dumnezeu, să postim ca Moise 40 de zile cu rugăciuni și cu cereri, stăruind din toată inima să potolim patimile cele sufletești, să izgonim zburdările cele trupești. Ușor să trecem spre călătoria cea de sus, unde cetele îngerilor, cu glasuri fără de tăcere, laudă trăimea cea nedespărțită, să vedem neasemănata și stăpânească frumusețea lui Hristos. Acesta este postul mare. Și-a imaginat
Sfântul Siluan Atonitul, așa cum ni-l descrie ucenicului în cartea în care a redat viața, Sofronie de la Efes. Sfântul Siluan, cu cuvinte extraordinare, ne pune nouă în față tânguirea lui Adam, care stând în fața raiului și nemai văzându-l pe Dumnezeu, tare suferea. Acesta este postul. Și noi ne tânguim și încercăm să reintrăm în rai. Acum, mijloacele pe care ne le pune postul la îndemână sunt multe. Frățiile voastre le știți la fel de bine ca și mine, totuși le repetăm împreună. Un mijloc este postirea de bucate. Un alt mijloc, participarea la sfintele slujbe, care sunt atât de frumoase, slujbele din postul mare. Un alt mijloc, lecturarea sfintelor scripturi și altor cărți folositoare. Apoi, milostenia. Referitor la faptul acesta că postul nostru trebuie să fie integral, găsim multe locuri în Scriptură. Și fiindcă am pomenit de bunătate, de postirea de răutate, iată vă citesc câteva versete din prorocul Isaia, din capitolul 58. El i-a observat foarte bine pe evrei de pe vremea lui că posteau formal, adică de bucate posteau, dar nu posteau de răutate. Și aud ce zice prorocul Isaia, începând cu versetul 6. Nu știți voi postul care îmi place, zice Domnul, rupeți lanțurile nedreptății, dezlegați legăturile jugului, dați drumul celor asupriți și sfârmați jugul lor. Împarte pâinea ta cu cel flământ, adăpostește în casă pe cel sărman, pe cel gol îmbracă-l și nu te ascunde de cel de un neam cu tine. Atunci, lumina ta va răsări ca zorile și tămăduirea ta se va grăbi. Dreptatea ta va merge înaintea ta, iar în urma ta slava lui Dumnezeu. Atunci vei striga și Domnul te va auzi la strigătul tău. El va zice, iată-mă, dacă tu îndepărtezi din mijlocul tău asuprirea, amenințarea cu mâna, cuvântul de cârtire, dacă dai pâinea ta celui flământ și tu saturi sufletul amărit, lumina ta va răsări în întuneric și bezna ta va fi ca miezul zilei. Post integral, și de bucate și de răutate. Acum și frățiile voastre ca și mine îi auziți pe mulți că se argumentează. Cum că nu pot posti? De puține ori argumentele lor sunt obiective. Sunt și cazuri obiective de oameni bolnavi sau foarte bătrâni, care nu mai pot ține cu toată rigurozitatea postul, dar de multe ori sunt motivații puierile. De aceea, un autor ortodox apusian, Tito Coliander, în cărticica numită Calea Asceților, le răspundea celor care ziceau că ar dori să postească, dar nu pot, că îi silesc împrejurările să încalce postul. Și atunci Tito Coliander, după ce stăruie și le spune, puteți mult mai mult decât faceți. Totuși, dacă motivele voastre sunt obiective, vă spun eu cum recuperați postul. Aveați obiceiul să fumați?
în post să nu fumați. Aveați obiceiul să bești 3, 4, 5 cești de cafele pe zi? În post beți numai una. Și așa mai departe îi învăța că renunțând la plăcerile lor, fac o postire. Dar totuși pentru cei sănătoși, postirea de bucate e necesară. Și mai ales postirea de răutate. Și apoi un alt mijloc pe care biserica ne-l pune la îndemână în post, mijloc de a ne curăți, de a ne primeni interior, sigur că este spovedania pe care o facem noi mereu, sau așa cred că o facem mereu. Totuși, în post o facem cu multă, multă seriozitate. Toate mijloacele acestea folosindu-le, vom ajunge ca la Sfânta Sărbătoare a Paștilor, Sărbătoarea Sărbătorilor, să fim mai buni decât în clipa de față. Acum, din acest autor pe care vi l-am pomenit, din Tito Colianter, vă voi citi o scurtă meditație referitoare la post, după ce împreună vom cânta o priceaznă care este potrivită pentru postul mare. Lectura despre post a lui Tito Colianter. Postul, pe măsura puterii fiecăruia, ajută trezviei duhovnicești cu pântecele pline. Nu poți cugeta la cele dumnezeiești, spun părinții. Pentru un mâncăcios, tainele cele mai puțin ascunse ale Sfintei Treimi, dacă putem spune așa, rămân de nepătrun. Hristos ne este pildă cu îndelungatul său post, când l-a înfrânt pe diavolul, tocmai postise 40 de zile. Tu ai vrea să reușești acest lucru cu mai puțină osteneală? După aceea, de-abia după aceea, îngerii venind la el îi slujau. Și sunt gata să îți slujească și ție. Postul este frâul clevetirii, spune Sfântul Ioan Scărarul. Te face milostiv și înclinat spre ascultare, alugă în gândurile cele rele și învârtoșarea inimii. Când pântecele e ușor, inima e smerită, cel care postește se roagă cu duh umilit și cumpătat, în timp ce duhul celui lacom este bântuit de închipuiri și de gânduri necurate. Postul este un mod de a-ți arăta dragostea și mărinimia. Prin el, jerfești plăcerile acestei lumi pentru a dobândi fericirea cerească. Grija zilei de mâine și plăcerile pântecelui ne stăpânesc gândurile în prea mare măsură și am voit să ne eliberăm de această preocupare. Postul ne apare astfel ca o etapă pe calea eliberării și un tovarăș de neînlocuit în lupta împotriva dorințelor egoiste. Alături de rugăciune, postul este unul dintre cele mai prețioase daruri făcute oamenilor și toți cei ce l-au încercat îl prețuiesc. Amin.